Salută lume și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Mafia 3, ultima oră când ne-am întâlnit. Am ajuns aici la Semi, la barul ăsta. Și mi-a zis și Alex de la easter egg-ul ăla cu Leo Galante, cred că era, pe că sper să fi fost ăla. Și bă, fratele, am avut și o noapte aseară, deci la mine București a plouat, a tunat, a fugerat, a bine, n-a tunat, a plouat cu gâlea ta. Și bă, pe la doua noapte, pe la 3 dimineața mi s-a făcut foame și m-am dus și am mâncat o șniță la bucătărie. Așa, și acolo e, nu știu, deci e frig la mine în bucătărie, mai ales noaptea. Și mâncam așa cu șnițele și dârdeam așa de frig, parcă eram un aurolac de la, știți? Și trebuie să fie bine Feschimu. Stați puțin că mi s-au încurcat fierile pe aici. Stați numai o secundă. Așa, mi s-a curcat niște... Am aici o grămadă de fire, de gen încărcătorul de la telefon, l-am o priză și ăla gen să bag la telefon, ăla pe afară. Așa, și încerc acum să sper să stau ca lumea. Și aveam și F5 cu PO, nu știu de ce cauză. Îl aveam așa și să poate să mergem. Deci, ce putem să facem în această misiune? Deci, de ce dracu ar sta într-un beci, mă jur? A, și mi-a zis Alex dacă am constat 30 de frame-uri. Da, aici am constat 30 de frame-uri. Faza este că We în barely have mașină. two nickels to rub together, now we're paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? Not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Opa, ceva, Let him be. He needs to cool off. Ah, asta s-a mică un fel de salieri. We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come Mamă, cu ta broțul are ăsta. Of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Mă știu dacă mai pus și fezi că mult la celelalte video, că mi se că ia din personaje și... Că ia gen și din personaje, nu-mi place. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Ți-ai găsit. Gone. Those people waiting on their food. Seamănă puțin cu mine asta, dar nu știu de ce. Oh, I saw Langan a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. A zis că va ar vrea să părăsească orașul și să se îndrepte pe California. Job working at the Mare Island Shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. Și singurul motiv în care s-a întors a fost că se și are la revedere de la Ellie și de la Sammy. Da, și că avea niște treabă cu Haitians. Haitanii aia. Sper să vadă bine și da, acum e dimineața și de-abia m-am trezit și eu, acum de vreo o oră, cam așa. Am aici o cafea, m-a spart și pe dinți și am un cafea de nes, m-a angajat ea. Și gata că tac. Deci nu știu dacă mă pun cu face, cred că în faza este că ea și din personaje și vreau să fie gen un alt, gen să fac așa un alt truc alba, să vadă totuși și de asta. Și nu prea am opțiunea asta să filmez cu Shadow Play, gen să pot să-mi dau, eu știu, gen... să măresc chestia asta la face, cât de mare se vadă. Gen, așa o am de acolo, deci n-am cum să modific, cred. Nu știu cum se... Ai zis că weekendul ăsta o să bage update-ul. O, prăjituie... A, ce... Dar ce-s alea? Cred că e care ce-o duce ăsta, serve de gumbo. Ala, aici sunt eu la cantină. Mă jur, zici că sunt eu la cantină aici. Ia da aici și mănâncă, bagă în burtihan, umplă burtihan. Dar jur că e ca la cantină aici, la mine, la liceu. Ce păr ai tu, unde te bă?
Uite cum sunt eu, uite-te, bă, degetul. Ah, și un mesaj pentru cei de pentru mă rog, cei care se uită la Hiroshima. El s-a mutat în UK și serv, hai că să eu am amestecat ca prostul aici. Cum se cheamă? El acum e la facultate și nu prea poate să, deci putem de asta nelimitat. Deci nu prea am cum, deci nu pare cum să posteze acum, dar o să posteze, deci o să vă mai fac așa, sper că ce dracu mă stâmă, acum e joc, acum zăhrănesc săraci acum. Hai și tu, mă, hai și tu cu coană. Aștept, aștept ce-ar... Mă, dar ce braț lucrat are ăsta, mamă, cât a babilonianul. O, ce... Regin. Well, they'll be over at my aunt's place with the rest of you. Nu. You should stop by. Maybe I'll do that. Lincoln, we got trouble. Run, Regine. Oh shit. Cum dau? Mamă, ce a făcut? I-a dat cu ciorba în față. Ia, bang, cap în gură. Mamă, ce cap în gură i-a tras. Ce faci, bă? Ți-ai ce, cu ce ți-a să joc? A, Q. Mamă, dă-te dracu. Cap în gură, direct. Da, da, aici, cap în gură. Ce s-a stea? Oase ce sunt. François Papadoc was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tonton Macoot, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out... Au ligă galante acolo. Bă, uite-și mai din Mafia 2. Mafia, da. You and Father James done already? We got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Six, 7 months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. And those betters on Velour started going out of the lottery. How much money are we talking about? Well, how much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians... It's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. Am întâlnit ce înseamnă folks, oameni. Cred, the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. Așa. But do it away from here. No sense tipping anybody off. M-am ușit la fisinul ca să văd dacă cum e. De asta m-am ușit la foie. Then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful, yeah? Those Haitians are a hard people. Mama mustață. Do not ever underestimate them. Aș face cu telefonul, dar
Gen facecam, dar cu telefonul, că se că vede mai bine. Diverse set. Dar faza e că nu știu cum dacă o să sincronizez toate astea, știți? Adică mă, dacă știți și voi cam cum aș, cam cum aș putea să, gen, să sincronizez gen audio de la facecam cu cel din joc, cum ar veni, aș fi foarte încântat, adică... Hai mă, acțiunea, frate, vreau acțiune! You sure this is how you want to play this? Last thing they're gonna expect is an attack from the water. A, a zis ceva din Far Cry. Alex, a zis că e mișit asta e... Here in a bit, this will all be behind us. Wow. La... Și acum ce... A, swim to the dog. Dar nu putea ce să mă ducă gen... Na, ca mai aproape de tot. Sunt gândit dacă pot să mă dau sub apă, dar deși nu prea cred. Nu știu, jocul ăsta merge destul de bine, adică nu știu dacă are chiar bine, dacă cu un update o să se miște și mai bine. Bă, sincer că e care din toate, asta și din Assassin's Creed. Stalking. Stalking your enemies and avoid their attention. Enemy arrest is shown by the right nigger on the center of the screen. Get to the close, make noise. Da, despre că dacă gen, de ce mai chiar ne apropiem de ei o să, sau facem, mă rog, dacă ne apropiem de ei facem sunete și... A, press X. Dar zici că ea are și ceva din Assassin's Creed. Opa. A, da. Te drecu! Ce ai zis, mă, de bunica? Oh, shit. O, ce m-a speriat. O, cred că l-a mâncat cineva acolo. Mă, dacă l-a băgat cu apă în foc, era și mic ieri. Dar, o, și cum se vedea arme? A, băi, ești nebun, ce-și mic ieri. E ca în GTA. Aproape. Asta cu mlaștea mi se pare puțin luată și din Max Payne 3, dar bine, acum cred că a luat tot asta din toate jocurile, pe bune. Dar asta înseamnă puțin așa. Și sunt curios dacă sunt amortizoare. Mă. În caz că lucrurile o să iau razna. Momentan hai să folosim stealth-ul cât putem. Face că find baca. Cred că baca... Oh. Oh shit. Cred că baca trebuie să fie... Morții, mătii. Acum... Ai, frate. Mama, stai fix în mlașina, stai, ești nebun. Ești nebun la cap. Cred că asta ar fi bla... Aaa, mă, pe bune, vreau să sar! Deci cu măcar ea. A, deci nu... Aaa, stai mă că... Aaa, gata, stai mă că era pe aici, zona aici, nebun. Și sunt curios dacă... Sunt și... Bă, te stâng de... Ia, yeah. Cade! Lol. Uite, mamă! Aligatori. Și unde ar putea să fie bulangiu? Ah, cred că e pe aici, mă.
Atât și Mickey de Mafia, deci, vă faceți, am, deci, gândiți-vă din 2015, din august 2015, aștept să joc alt joc și, sincer, e bine optimizat, nu știu, și mă refer la faptul că și gamerii, gen, sunt, cum se cheamă, sunt și ăștia bulangii, frate, că chiar așa îi tratează pe ăștia de la Tuca Games, gen, mamă, soar, că sunt nervoși, că 30 de FPS-uri, fraților, aveți răbdare, pe bune, mi se pare că vă bateți. Oh, shit. Băi, stai, ce că oasele, bă, tu ești nebune că am Assassin's Creed. Think the boss was worried that Sammy would involve Marcano. Ask him to come down on us. That cracker asshole don't give a shit about some worn out nigga. Long as the money's coming in, Marcano don't care who's handing it to him. Dar și cum, dracu, find Baca? Sunt curios ce părere are Alex despre Baca. Sunt curios dacă l-ar putea bate pe Baca. Auzi, să-mi spui și tu ce configurație e la PC, Alex, dacă vrei, de bineînțeles. Deci îmi par... opa. Bang! Faci mă aici, prăduitor. Ia să dăm foc. Că acum o să zic că Alex data viitoare încearcă să-i dai foc. Ok. Pe aproape. Nu mă, dar vreau să văd cum e, dar vreau să iau foc. Și poți... bă, stai, frate, lasă, dă-o dracu de foc. Acum, bune. Să te mai uitați să ne jucăm Mafia 3, nu să dăm foc. Momentan. Da, știu că și era fost o varvă mare cu Mafia 3, că toată lumea a început să posteze și străini, mă refer, și la români, eu nu știu, frate, deci cum apare un joc nou, ba cineva trebuie să facă primul, frate, deci că e o fel de concurență, știți? Dar nu știu cum, dracu, știi, de parcă eu am născut toți cu bani în buzunar. Tăi, dă-te, trec cu câte sâng de gât. Te stâng de bereguș. Damn. Ce s-au zis, ce s-au zis? Never going to be over. Oh shit. Să nu-mi dacă o să-mi dea XP dacă am făcut stealth. Cred că o să mă prind aici. Aha. Păcat că restul sunt morți. Fapt, nu cred că sunt morți, cred că sunt leșinați, că nu cred eu că... Mamă, dacă bă, dacă are și Eagle Vision, m-am căcat pâine. Deja Assassin's Creed. Dar ce-o din Assassin's Creed? Foarte mult chiar. Oh shit, oh shit, oh shit. Nu. Nu! Watch out! Asta e. Mă, ce n-am pușcat pe ăsta, știți, prost? Oh, shit. M-am... Da, adevărul că și m-am dus ca prostul. Dar adevărul că e gen mor instant aproape, că gen nu prea ai cine știți HP, știi? Adică gen te pușcă, ea dau două culoate și tu ești mort. You're dead. You're dead. Se băi și-o puține, stai cum aș spunea că-s găciva la mine, spate, în spatele meu.
Să mor tu, coaie! A, mă, coaie, ești nesimțit. Cum dau, a? Taci. Na, că deja sunt nesimțit, frate, adică simt că am parcurs jumătate de misiune și după aia mi-am... Oa... A. Nu! Mamă, câte glonțe, coaie. A, mi se generează și viața. Auzi, asta încă o dată, dacă just e pe update-uri, adică dacă gen pot să facă upgrade la viață sau chestii de genul ăsta, că nu știu. Așa, fratele meu. Te-am văzut! A, deci pă... Unde mă s-a tragi, mă? Mai avem și viață după aia, am văzut, cred că da s-a pus și ăla, a zis că Bloodhound Vurdu o să facă stealth și a avut dreptate jocul. Dar să mai consumăm, să ai pe pistole acum. Oh! Mamă! Gata, hai că... Mamă, dar jocul ăsta chiar e greu. Și l-am pus pe medium, ești nebun. Unde mă tai aici, mă? Haide! Mai sunt? Așa, și mi se fie că am știu unde a rămas. Hai, mă, dă-te-n măta. Iho de puta. O, medicină. O să am nevoie. O, shit. Mamă, ce prost sunt la tras. A, mai dă-te măta, muri. A, serios, nu mai am gloanțe, what the hell? Ai, coaie. Bă, am dat două gloanțe în el. Mamă, dar sunt praf la... Mamă, în capet. Aha, ia stați. Gata, mă, te stai așa mai aproape ca să văd gen unde trag bulangii ăștia. Oh my god, cât sunt! Ah, deci undeva pe acolo, sus. Haideți, mă. M
Mă, așa mor instant. Mă, ce... Mamă, cum trag cu arma. Uite, moare Thompson. A, ba nu, asta nu-i Thompson. Baut, am găsit. Ia vină mă cu a. Fuck you. Who won you better? Fuck you. You made a big mistake going after the hollow. Iată! Stupe oare. Zici că e Armando. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than you. Oh, bună. You can't take those souls. You fucking pig. Damn you to hell. Take it easy. Take it easy. Take it easy. He kept me in there. Locked in there. Day and night. Beat me. Use me. I killed you, motherfucker. You and your entire goddamn family. He's dead. He's dead. He can't hurt you anymore. It's over. Over? Over. This is never going to be over. Pajam! Whoa. Fucking Haitians. Fucking Haitians. Oh shit. Oh my god. Deci ai molotov G, throw, deci pe G, deci... bine... Ai, mamă. Mamă, ce hit-te. Oh, shit. Am o ia repede arma aia. Where are you, Roman? Gata, ești mort. Mă, dar cu un țipul ăsta zici că e futut. Haide, mă! Unde? De fapt, dă-le dracu. Stream aici, suntem boieri. Dacă ta ar stă un brat. Mamă, da, cât ce urăsc chestia asta că sunt. Mă, dar și riculul ăsta nașpa, adică gen stăgeai, că gen nu e că pui ținta și trage, e aici și zboară aimul. Măcar să nu mai tragă ăsta mine. Unde mai tage săracul ăla, mă? Your
Haide. Mamă, frumos am urlat. M-a speriat. Mamă, ce era să sar acum? Ah, am luat și un molotov, bă. Da, nu mai știu. Ești băiat bună. A, da. Hai, mă. Hai, repede. Bum, 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 bum. Hai, postorule. Da, când stăt în mașină, s-ar putea să mai am mici scăderi, dar... Sincer, nu mă plâng de joc. Jocul e prea mișto, având în vedere că e Mafia 3. Hai, trebuie să lăsăm capul în jos. Oh, shit. Oh my god. Nu mai e mașina așa cum am lăsat-o. Mamă, dar condus e drahat rău. Sincer. Mafia 2 era mai mic, era așa, mai realist la condus, dar... E ca nu aș dogs. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just cuz a man don't rush to violence don't mean he lost something. I know, just makes me wonder what happens after, you know? No, I don't know. Explain it to me. Don't matter if it's a bullet or the hand of God. You know, there's sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk about. I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every motherfucker in the hollow is gonna be looking to us or gunning for us. Just saying, we gotta be ready when that day comes. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, all right? Deci, practic, i-am învățat o lecție ăstora. Practic, pe sistem. Și sper să se bage update-ul ăsta să se fixeze odată. Că deja nu mai... Deja chiar sunt găs... Cum o să meargă? Bine, o să meargă și mai bine, vă dați seama, dar... Deja ochii mei ard. Ah. Mi se pare că trebuie să conducem în garaj, cumva. Haide. Gata. The thing Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, there's always gonna be more Haitians. Now, if there wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation. It was never going to end. That's how Mankin ended up working for Sal Marcano. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. This isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this, but every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it?
The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now, they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Mm-hmm. Fine. Always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? For all our sakes. Yes, sir. Sunt curios dacă sunt și misiuni, să spui și tu, Alex, dacă sunt misiuni secundare aici sau dacă poți să faci upgrade-uri la, gen, la viață, să ai mai multă viață, chestii de genul ăsta. Acum știu că încă nu sunt în Assassin's Creed. Și lumea asta mai ușor prin oraș cum este. Sunt curios dacă ai tu să menționezi în Mafia 3 de Joe. Pentru că, sincer, jocul arată foarte mișto arată, deci chiar îmi place cum arată și în partea asta nu e așa, e așa mai întunecate ca și când ar fi așa o... Așa, străzile astea expresioniste, aici... Dar chiar să mă știu pe hartă singur. Avem aici, băi, harta e destul de mare, pot să zic. Da, e ok harta. Mai văd că, da, văd că ai pune să te plimbi, zic și eu așa. Asta o să fie noua noastră misiune, New Bordeaux Story Mode. Da, cred că asta, chestia asta secundară, cred că o să fie puse what the hell, gen mai în mai pe parcursul jocului, pe punct de ce progresăm în poveste. Și na, cam asta fiind spuse, sper că v-a plăcut acest minunat episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share, un subscribe. Și ne vedem data viitoare cu un alt episod. V-am pupat, să aveți o zi cât mai frumoasă.